E casa noastră unde vă primim cu brațele deschise, dar mai ales astăzi. Astăzi de Ziua Internațională a Femeii, când, fie că suntem copii, fie că suntem maturi, fie că suntem bătrâni, avem, dacă vreți, dragele noastre, obligația, dar nu obligația, dragostea noastră o punem în slujba cinstirii mamei. Ziua Internațională a Mamei, care nu face altceva decât să aducă viața pe pământ. Aduce copii minunați la lumină, la soare, pe care îi crește cu iubire, cu credință, cu speranță de mai bine. Doamnelor și domnișoarelor, pentru a da drumul programului nostru pe care colegele mele
funcționari publici din cadrul primăriei și Consiliului Local Cumpăna le-au pregătit pentru dumneavoastră, în parteneriat cu echipa Dorna Mamaia și această minunată formație Amigo, care aceasta e a noastră de la Cumpăna, vrem să vă creăm o atmosferă călduroasă. Dar căldura vine din sufletele noastre, căldura vine din iubirea noastră, care o purtăm pentru dumneavoastră. Căldura și dragostea de a fi fericite astăzi este, dacă vreți, dorința noastră de a vă face ca la anul, dacă cât se poate de repede, să ne veniți cu drag aici, acasă, la Cumpăna. Și pentru că nu am avut ocazia de astăzi de dimineață, mulțumesc, dragi colege, funcționari publici, mulțumesc pentru ziua minunată ce ați creat-o astăzi, pentru că deja o simt. De noi toate depinde să fim fericite astăzi. De noi toate depinde să ne simțim bine astăzi. Să fiți sănătoase și să putem în continuare să creăm surprize. Surprizele la Cumpăna se țin lanț. Astfel, anul acesta, reprezentantele Igroșe sunt prezente aici prin directorul regional, care vine să vă aducă o tombolă surpriză. Dar, în același timp, tineri nimoși, pe care îi vedeți acolo la intrare, sunt tineri care vă vor mâna de o fotografie pe care o veți realiza, dacă doriți dumneavoastră, amintire de la 8 martie 2017 Cumpăna. Într-un glas, vă spunem la mulți ani! Mulțumesc tuturora! Mulțumesc doamnelor director a casei de pensii, doamnelor Cristina Samoile, doamnele director Ristea și doamna director de la Ițulescu, de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, spune doamna director Prâncu, mentorul meu. Azi nu mai suntem director, suntem femei. Așa este. Vedeți de ce am mentor? Pentru că dintotdeauna nu contează funcția, contează sufletul, contează omenia. Tocmai de aceea spun mulțumesc, doamnă Nicolaev. Mulțumesc colegilor mele încă o dată, subliniez, cadrelor didactice. Liceu, cele două grădinițe, gospodine. Mulțumesc în egală măsură românce, turcoaice, tătăroaice, dar și a românce. La mulți ani, femeie! La mulți ani, mamelor! Distracția să înceapă aici la Cumpăna și cum putea să înceapă altfel decât cu minunata noastră prietenă, doamna Mirela Pană. Mulțumesc! Mulțumim frumos, mulțumim pentru cuvintele deosebite. Doamnă director, m-ați certat, dar nu fiecare zi am ministru secretar de stat la Cumpăna. Doamna Nurmambet Nulal este prezentă la Cumpăna de la Ministerul Educației. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă prietenia? Vedeți dumneavoastră ce înseamnă omenia? Așa am deschis porțile comunei Cumpăna. Așa am adus investiții în comuna Cumpăna în toate domeniile, atrăgând lângă mine oameni de suflet. Mulțumesc! Și doamnă director, după ce doamna Mirela Pană va cânta, adresați-ne dumneavoastră, cu numai dumneavoastră știți, un cuvânt prietenilor, colegelor, tuturor participantelor de aici, de la Cumpăna, de la Ziua Femeii. Ne-am străduit să lăsăm cât mai mult loc de dans ca să puteți să dansați, doamnelor. Dacă considerați că e prea mult, prea îngrămădit acolo, ne mai venim în față. Important e să ne simțim bine. Distracție frumoasă! Mulțumim! Și eu am să încep așa, printr-un cântec care să vă aducă dumneavoastră aperitivul la masă. Ca...
Doamnă primar, pentru că m-ați invitat și m-am simțit onorată și vreau să urez un la mulți ani tuturor femeilor din Comuna Cumpăna, tuturor femeilor din lumea întreagă, pentru că, după cum se vede, fără noi nu se poate. Și vreau să o felicit din toată inima pe doamna primar, o admir de ani de zile, de câte ori vin în Cumpăna, nu numai pentru faptul că am aici o soră, sora mea,
ci și pentru faptul că, doamna, de câte ori vin, altceva, altceva nou, o școală nouă, un dispensar, ori văd copii minunați pe scenele atât a comunei cât și a județului Constanța, cât și în țară, pe scenele țării, unde asta înseamnă că doamna primar asigură și face tot posibilul pentru ca noi, pentru ca și toți cetățenii comunei Cumpăna să prospere. Și știm că nu este un model numai pentru județul Constanța, este un model pentru întreaga țară, pentru tot ce face pentru dumneavoastră, pentru noi. O felicit și o pup. La mulți ani! Aici nu face primarul, primarul lui Buricu Pământului nu face nimic singur, fără o echipă. Echipa, echipa din administrația publică locală, echipa din educație. Și pentru că vorbim de educație, doamna ministru secretar de stat, Cumpăna deja are depuse două proiecte pentru educație. Unul înseamnă o creșă pe care o așteptăm de 17 ani și celălalt o grădiniță care trebuie să fie alături de campusul școlar, în Parcul Verde 1, Parcul Verde 2, unde avem și o să fie cel mai frumos cartier. Ne urmăriți cu acestea două. Vă rugăm frumos să le și ducem la bun sfârșit. Dar pentru că vorbeam de ceea ce înseamnă sprijin și ajutor, TICA din Turcia să vină mai repede să facă laboratorul de limba turcă la Cumpăna. Vă mulțumim din suflet și vă spunem încă o dată tuturor femeilor musulmance, fie că stătăroaice, că sunt turbaice, la noi sunt surorile româncelor, de aici, de la Cumpăna. Doamna Elena Frâncu, vă rog. Dragile mele, eu sunt una dintre voi. Și poate pentru faptul că am câțiva ani în plus, față de toate cele prezente aici, doamna primară a gândit să vă urez eu, din toată inima, tot ce este mai bun, să vă asigur că noi suntem echilibrul familiilor noastre, să vă asigur că cei de acasă, bărbații noștri, lăsați în acasă toate treburile casei pentru câteva ore de liniște și distracție pentru noi. Sunt cei care ne ajută să spunem, să recunoaștem întotdeauna că numai alături de ei și noi încercăm mereu să putem face ceea ce se dorește astăzi. Să dăruim puțină dragoste, puțină liniște, mai multă pace și să încercăm să nu ne lăsăm fără iubire și fără credință. Că dacă ni se ia iubirea și credința, înseamnă că sufletul nostru probabil va fi foarte trist. Fiți mândre că locuiți aici în Cumpăna. Aici la Cumpăna, așa cum spuneam mai devreme într-un mesaj doamna Andronescu, sunt oameni care ar trebui inventați, pentru că oameni ca la Cumpăna, cu spirit de echipă și cu multă dragoste, astăzi în România sunt din ce în ce mai puțini. Dar eu sunt mândră că fac parte dintre voi, că sunt una dintre femeile care speră că cei de acasă, cei mici, vor avea mâine o viață mult mai liniștită și multe, multe, multe alte oportunități decât am avut-o noi în această perioadă. Vă doresc distracție plăcută, vă iubesc și permiteți-mi să-i mulțumesc încă o dată doamnei Mariana Grijul, pentru că eu când o văd la tribuna de la Bruxelles și știu că e din Cumpăna, credeți-mă că sunt atât de fericită pentru că mi se demonstrează că se poate și că dacă vrem, mi se și întâmplă. Vă doresc din suflet la mulți ani și să încercăm și sigur reușim ca această comună Cumpăna să fie una dintre primele trei pe podium. Eu sunt obișnuită cu podiumurile. Tot timpul îmi place să fiu în primele trei ca să aduc după mine și pe ceilalți. Cadou pentru voi, în luna iunie, datorită Elenei Vlad, care nu știu dacă este aici, în această sală, maestră emerită a sportului, vom avea campionatul național de gimnastică ritmică, o să avem oaspeți din toată România, va fi în organizarea Ministerului Educației și Cercetării, e o surpriză și pentru doamna secretar de stat. O rog să participe alături de noi atunci, pentru că vă asigurăm că aceste femei, cu toate doamnele din educație, din care fac și eu parte, cu siguranță doamna director și cu doamna Mihaela Popovici și toți profesorii, o să reușim să vă doriți să veniți
în fiecare an la cumpăna. Și probabil va fi prima acțiune de prestigiu a campusului nostru școlar, unul din cei 225 de primari care și-au dorit acest campus, dar numai unul a reușit. Și acest unul este Mariana Grijul, domnul viceprimar Florin Neacu și echipa pe care o ator și o iubesc și o respect a primăriei Comunei Cumpănă. Vă mulțumesc, petrecere frumoasă! Vă iubesc sincer să știți!